Poate vă întrebați ce cu dezastrul ăsta. Ei bine, îmi fac bagajul. Pentru că voi pleca într-o vacanță în Barcelona. Și așa m-am hotărât să vă arăt ce outfit-uri, ce lucruri am să-mi pun în bagaj. Așa că, bam! Bine ați venit sau ați revenit pe minunatul meu canal de YouTube. Eu sunt Paola Hlaghi și am un episod mult mai special. Pentru că voi pleca într-o mini vacanță în Barcelona, m-am hotărât să vă arăt ce outfit-uri, ce lucruri voi lua cu mine în bagaj. Dar vreau să vă arăt și cum îmi organizez eu lucrurile în bagaj, pentru a încăpea cât mai multe, evident. Compania cu care am ales să zbor este Wizz Air. Și știți că la Wizz vă oferă posibilitatea de a vă lua un bagaj de mână, dar dacă vă achiziționați și serviciul de Wizz Priority, mai aveți posibilitatea de a mai lua la bord încă un bagaj, un troller. Cam acesta este trollerul. Nu este foarte mare, este foarte micuț și vreau să vă arăt cum voi pune toate aceste lucruri în ăsta. Da. Vă place outfit-ul meu, nu? Pentru început am să vă arăt ce outfit voi avea pe drum, bineînțeles. Acesta. Pentru că deja este toamnă și este foarte frig afară, am să-mi iau o geacă groasă. E o geacă, chiar dacă are blăniță, dar are doar blăniță doar pe aici. Este subțirică, foarte subțirică, dar ține destul de cald. Și o rochiță simplă, elastică, destul de lunguță, care este foarte comodă. Și o curiantale, bineînțeles, cred. Voi începe cu rochițele. A să-mi iau această rochiță foarte drăguță, care se deschide așa. Este foarte drăguță. Pe aceasta am luat-o din Primark, tot din Londra. Această rochiță elastică albă, care e foarte drăguță, este luată din Zara. O pereche de cizme. Piesa de rezistență din garderobă. Această rochie senzațională este lungă, pe care o voi asorta, bineînțeles, cu bocanci. Este foarte interesantă rochia asta. Ei bine, vedeți că e foarte decoltată și pentru că nu-mi place să fie așa de decoltată, am să-mi iau și o bustieră, dar nu o găsesc în momentul de față. Nu știu unde este. În fine, voi asorta cu această bustieră foarte interesantă, din dantelă. Uitați. Pam, pam. Această rochiță drăguță din piele de la Forever 21. Nice. Această rochiță foarte elegantă și foarte, foarte drăguță. Este luată din Zara. Foarte frumoasă. Sper că vedeți. Și cu o curea în talie. Am să vă arăt mai târziu ce curele voi lua cu mine. Dar am să iau doar două curele. Această rochiță superbă. Este luată din Forever 21. Această rochie care îmi place extrem de mult, extrem de mult. Nu știu de ce, dar mie îmi place albul foarte mult. Am senzația că mă avantajează foarte mult pentru că am dinți albi, unghiile albe. Îmi place foarte mult.
Rochița asta este luată din Primark. Această cămașă demențială. Vedeți că e mai lungă într-o parte și mai scurt în cealaltă parte. Sper din tot sufletul meu să nu fie foarte frig în Barcelona ca să pot să îmi iau toate rochițele și toate chestiile. Această rochie neagră, bineînțeles, este cu umeri goi. Este foarte, foarte drăguță. Pe aceasta am primit-o de la mama cele mai bune prieteni ale mele. Ne-a făcut rochițe la fel. Am la fel ca și ea. Bună, Ioana! Iar la topuri am să-mi iau acest top alb, bineînțeles, foarte fliu-fliu. Această chestie este o jupă. Voi lua și pe ea pentru că am un outfit foarte, foarte drăguț. Dar nu vreau să vi-l arăt acum. A să vedeți poze. Așa că dați-mi follow pe Instagram. Acest top foarte drăguț de la Zara. Foarte drăguț. Nu pot lipsi nici topurile de la Shein. Ador topurile astea. Le ador. Puteți să vizionați și vlogul în care vă prezentam produsele de la Shein. Sunt foarte, foarte the best. Oh, Shein. Shein. A să mai iau și topul acesta. Așa, este o maletă tip maieu. Și este de la Zara. Îmi voi lua și această cămășuță foarte drăguță. Care este tot de la Zara. Și această cămășuță foarte înflorată, pentru că am în minte anumite poze și sper să-mi iasă, este luată de la ASOS. O pereche de jeans. Stilul My Boyfriend. Așa sunt luați din Bershka. Bineînțeles că este foarte frig și vremea nu ține cu mine absolut deloc. Voi prinde și zile puțin mai friguroase, așa că m-am gândit să-mi iau și niște ploure foarte drăguțe. Este tot de la Zara. Acesta. Care e tot de la Zara. Ce moale e. O fustă din piele foarte drăguță. Care deja s-a murdărit. Foarte drăguță. Fusta este luată din Stradivarius. Pentru că voi sta foarte mult și prin casă, am să-mi iau și ținute de casă, dar pe care nu am să vi le prezint. Sunt 3 tricouri, țin să vă zic. Și 2 perechi de pantaloni. Mai îmi iau și acest hanorac. Foarte drăguț. Chestia achiziționat de curând și l-am luat din H&M. Am dat 60 de lei pe el și este luată de la copii. Deci dacă mergeți, puteți să-l găsiți lejer. Am să vă arăt ce curele îmi voi lua. Vă lua o curea simplă din piele. Cu o cataramă simplă. Care se asortează la absolut orice. Și este luată din S. Oliver. Este foarte... Și o curea mai sport, ca să zic așa. Această curea este luată din Terra Nova. Am trecut parcă am luat-o. Normal, nu poate lipsi lingeria intimă și șosete. A să-mi iau și aceste două baticașe. Prefer doar tipic, alb și negru. Sunt nebunită după baticașe, după toate chestiile astea de pus în cap. Această pălărie am luat-o din Bershka. Și cureaua asta e luată din Zara.
Este o brățară, de fapt, și am pus-o aici. Îmi voi lua și această geantă de la Guess. Mi se pare că geanta asta se potrivește la absolut orice și nici nu m-am gândit ca să caut o altă geantă. Sunt nicio formă. Asta mi-am și o jachetă din piele, că mă gândesc că poate voi prinde și niște zile mai călduroase. Aia este foarte drăguță. Iar acum să vă prezint ce încălțăminte voi lua cu mine. Voi lua o pereche de cizme, aceste cizme geniale, care sunt geniale. Geniale. Sunt noi acum cumpărate. Deci îmi plac maxim, maxim. O pereche de sneakers. V-am mai spus că acești sneakers sunt cei mai confortabili. Foarte confortabili. Și se asortează cu absolut orice. Sunt alb, negru, merg la orice. Și bineînțeles, bocancii. Acești bocanci sunt făcuți de mine. Acum să mă laud. Deci, sunt făcuți de mine și sunt foarte confortabili. Se vede că sunt făcuți de mine. Pentru că eu iubesc bocancii, iubesc cizmele, iubesc ghetele, iubesc toate chestiile astea pe stilul ăsta de festival, pe stilul ăsta rock. Și tot timpul când îmi luam o pereche de bocanci, mă dureau picioarele. Îmi simțeam picioarele super grele și de-abia puteam să merg. Iar aceștia sunt ideali, ideali. A few moments later. Acum am să vă arăt ce cosmetice și ce produse de îngrijire îmi voi lua cu mine. Bam! Pentru că nu mă machiez foarte mult, îmi voi lua un portfard cu un ruj, bam, un rimel, bam, un iluminator, un fond de ten, un blush, un burete și o pensulă pentru fond de ten. Deci, cum v-am mai spus, eu nu mă machiez, dar îmi voi lua și două palete de culori. Acesta. Sunt niște culori nude și acesta. Iluminator. Ba, atât. Îmi voi lua și lentilele de contact împreună cu soluția pentru ele. O periuță de dinți, abia am cumpărat-o. O pastă de dinți, apropo, folosiți pasta asta pentru a avea dinții cât mai albi. O să-mi iau demachiantul acesta de la Nivea, pentru că sticluța este fix de 100 de ml și știți că la bord nu aveți voie cu sticluțe mai mari de 100 de ml și eu voi lua acesta. O să-mi iau o cremă de față de la Nivea. Uleiul de păr. Bio oil-ul. Un antiperspirant din acesta roll-on mic. Sper să nu îmi zică ceva. Îmi voi lua și dischete de machiante, dar nu o să-mi dea pe toate. Bineînțeles, antibacterianul, măști, cât cuprinde. Mi-am cumpărat aici niște sticluțe micuțe pentru a-mi pune șampon, tratamentele de păr. Am găsit doar vari. Am găsit doar varianta asta cu pus-pus. Altceva nu am găsit, pentru că sunt în gura humorului și nu se găsește absolut nimic, dar este ok. Și voi pune aici șampon, tratament de păr, ce mai am nevoie. O să-mi iau acest parfum de la Dior. Și mă voi gândi încă ce loțiune de corp am să-mi iau și ce creme de corp am să-mi iau. Da, îmi voi lua și această cremă de mâini. A few moments later. Acum vă voi arăta cum împachetez eu toate hainele ca să intre în acest bagaj.
După cum vedeți, este foarte, foarte plin și foarte greu, dar este foarte plin și foarte greu, dar am să-l cântăresc ca să văd dacă nu depășește 10 kg. Sper că mi-am luat absolut tot. Eu am fost Paula Hagi și până data viitoare nu uitați să investiți în visul vostru. V-am pupat! Vă veni cu mai multe vloguri din Barcelona. E bine că ai căzut.